Transmit tuturor cetățenilor județului Vrancea sănătate, fericire, bucurii, un paș cu liniște alături de familie și de cei dragi. Hristos a înviat! Sărbătorilor de Paști, urez cetățenilor din municipiul Focșani sănătate, fericire și tot ce își doresc pentru întregul an. La mulți ani! Dragi cetățeni ai municipiului Focșani, permiteți-mi cu ocazia sărbătorilor de Paște să vă doresc multă sănătate, liniște în suflet și în familie noastră, mese cât mai îmbelșugate, să dea Dumnezeu un an cât mai bun. Hristos a înviat! Mi-aș dori ca sărbătorile pascale să ne găsească pe toți în pace, cu gânduri bune, cu gânduri luminoase și cu speranța într-un viitor mai bun. Hristos a înviat! Sfintele sărbători de Paști să vă aducă căldură, liniște, lumină. Să aveți sărbători fericite și un Paște fericit. Hristos a înviat! Pentru fiecare dintre noi, Sfintele sărbători de Paște sunt zile magice, în care ne apropiem mai mult de cele sfinte, în care redescoperim iertarea, pacea și sănătatea. Este momentul în care, urmând de exemplu Domnului, devenim mai buni cu cei ce au nevoie de dragoste și susținere, mai iubitori și mai plini de căldură. Fie ca lumina Sfintei Învieri să ne aducă tuturor bucurie, iubire și să ne facă viața mai frumoasă alături de cei dragi. Hristos a înviat! Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, vă urez multă sănătate, liniște sufletească, bucurii și realizări alături de întreaga familie. Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor pascale, urez tuturor vrâncenilor un Paște binecuvântat. Aceste sărbători să vă aducă lumine și liniște în casă și cât mai multă fericire. Hristos a înviat! Lumina caldă ce vestește învierea Mântuitorului Domnului Iisus Hristos îmi oferă prilejul și bucuria de a transmite cetățenilor din municipiul Focșani și din județul Vrancea, colaboratorilor, oamenilor de afaceri, tinerilor, vârstnicilor și nu ultimul rând celor care sunt în afara granițelor țării, sănătate, pace și liniște în sufletele lor. Fie ca sărbătorilor pascale să ne aducă liniștea, bucuria și fericirea în casele tuturor și lucrurile frumoase în care credem să se împlinească. Sărbători fericite, Paște fericit, Hristos a înviat! Stimați vrânceni, dragi cetățeni ai comunei Gologan, îmi doresc din inimă ca sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă pace în suflet, sănătate, multe bucurii și fericire. Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor pascale, îmi revine deosebită plăcere de a vă adresa tuturor jăriștenilor, încep cu dumnealor și de ce nu tuturor românilor, un Paște fericit, sărbători pline de bucurie, liniște sufletească și mulțumire până la urma urmei și în același timp dați-mi voie să vă urez și Hristos a înviat! Acum, în preajma Sfintelor Sărbători de Paști, lumina Învierii să vă aducă liniște sufletească, bucurie și sănătate. Fie ca sărbătorile pascale să vă găsească în pace, iar casa să vă fie plină de dragoste și de cei dragi. Vă doresc un Paște fericit și vă asigur de toată prețuirea mea. Hristos a înviat! Ziua Sfintelor Sărbători de Paști, din partea conducerii Direcției de Sănătate Publică Vrancea, vă dorim multă sănătate, gânduri bune și să aveți parte de multă înțelegere și iubire. Hristos a înviat! Doresc tuturor creștinilor din lumea întreagă ca lumina învierii să se coboare în sufletele lor, să le aducă pace, sănătate și bucurii. Hristos a înviat! De Sfintele Sărbători am deosebită plăcere
de a ura tuturor vrâncenilor din partea colectivului medical al Spitalului Militar de Urgență Focșani multă, multă sănătate, lumină și pace sufletească. Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor pascale, urez tuturor românilor din țară și de pretutindeni un Paște fericit și multă sănătate. Sărbătoarea Învierii Domnului să vă aducă în suflet bucuria și dragostea, pace și liniște. Lumina Învierii să aducă în casa și în viața fiecăruia împlinirea celor mai frumoase și mai înalte năzuințe și mai ales multă sănătate, pentru că sănătatea este cea care face posibilă existența tuturor bucuriilor noastre, mărunte și mari. Hristos a înviat! Paște fericit! Mulțumim pe această cale tuturor colaboratorilor noștri, aceasta însemnând locuitorii județului Vrancea care vin să doneze sânge, dar mă refer și la celelalte instituții private din județ care își oferă serviciile în acest sens. Tuturor le doresc multă sănătate, fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor și un Paște fericit. Hristos a înviat! Sfintele sărbători de Paști să vă găsească sănătoși și împăcați în mijlocul celor dragi, vă urează Departamentul de Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din cadrul Spitalului Militar de Urgență Focșani. Hristos a înviat! Doresc ca sărbătorile pascale să vă găsească sănătoși, la oaltă cu cei dragi, să conștientizați toate darurile pe care le-ați primit de la Dumnezeu și să le folosiți. Încă o dată să fiți sănătoși, Hristos a înviat! De Sfintele Sărbători Pascale vă urez sărbători luminate, liniștite, îmbelșugate. Hristos a înviat! Cu prilejul sărbătorilor de Paști urăm tuturor vrâncenilor sărbători pascale cu bine, un Paște fericit și Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor pascale, doresc tuturor vrâncenilor sărbători binecuvântate, pace sufletească și multă, multă sănătate! Hristos a înviat! Sărbătoarea Învierii Domnului îmi oferă deosebită prilej de a vă adresa din toată inima multă sănătate, putere de muncă și să vă bucurați de aceste binemeritate zile de sărbătoare alături de cei dragi. Hristos a înviat! Sărbătorile pascale să ne vină cu bine, vă doresc Paște liniștit, Paște fericit alături de cei dragi. Hristos a înviat! Sărbătoarea Paștelui poate fi asociată cu primăvara. Este o sărbătoare a bucuriei. O bucurie pe care au simțit-o apostolii atunci când l-au văzut pe Iisus înviat. În așteptarea marii sărbători, doresc să adresez tuturor elevilor și părinților lor, cadrelor didactice, tuturor angajaților din școlile din județul Vrancea, multă bucurie și sănătate, împlinirea dorințelor și puterea de a dărui, de a-și ajuta semenii. Hristos a înviat! Sfintele sărbători pascale să vă găsească cu multă liniște în suflet, sănătate celor dragi, Hristos a înviat! Bucuria sărbătorii Învierii Domnului să vină în toate casele, însoțită de sănătate, pace sufletească și belșug. Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor pascale, urez tuturor colegilor din învățământul vrâncean multă sănătate, lumină în suflet, alături de cei dragi și un din suflet Hristos a înviat! Sărbătorile prejuite de învierea Domnului nostru, Iisus Hristos, îmi oferă prilejul să vă doresc multă sănătate, fericire și liniște. Hristos a înviat! Doresc tuturor iubitorilor teatrului și nu numai
ca sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos să-i găsească în pace și în liniște. Sărbătorile pascale să fie îndestulate pentru toți, iar partea spirituală a acestei mărețe sărbători să le fie balsam pentru suflet. Paștele cu bine tuturor, multă sănătate la minte, la trup și la suflet. Îmi doresc și le doresc tuturor de Paști sărbători fericite, liniște, bucurii și tradiționalul Hristos a înviat. Cu ocazia Sfântelor Sărbători de Paști, colectivul Inspectoratului Județean de Poliție Vrancea urează tuturor vrâncenilor sărbători fericite, multă sănătate, împliniri și un dram de noroc. De asemenea, cu același prilej, urez colegilor mei din Inspectoratul Județean de Poliție și familiilor lor sănătate, multe împliniri personale și profesionale, multă liniște și mult noroc în viață. Ca în fiecare an, cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, efectivele Inspectoratului Județean de Poliție vor acționa oriunde va fi nevoie și situația o va cere, vom fi prezenți în toate locurile și mediile care impun prezența poliției și intervenția la nevoie. Urez vrâncenilor un Paște fericit, Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor pascale, Poliția Rutieră urează tuturor participanților la trafic un Paște fericit, multă sănătate, bucurie, fără evenimente rutiere și Hristos a înviat! Ocazia Sfintelor Sărbători de Paște, lucrătorii Serviciului Public Comunitar, regim permisia de conducere și matriculări vehicule Vrancea, urează tuturor locuitorilor județului un Paște fericit, lumină în suflet și Hristos a înviat. Lumina Sfântă a Învierii Domnului să vă aducă multă sănătate, bucurii, pace și liniște sufletească. Hristos a înviat! Sărbătorile pascale mă oferă prilejul să urez tuturor colaboratorilor, colegilor, precum și familiilor acestora și, nu în ultimul rând, persoanelor private de libertate, multă sănătate, un Paște liniștit și tradiționalul Hristos a înviat. Cu ocazia sărbătorilor pascale, Serviciul Public Comunitar Județean de Vrânța Persoanelor Vrancea urează tuturor cetățenilor acestui județ o sărbătoare cât mai frumoasă, cu o masă îmbelșugată peste care să stropească cu multă, multă, multă fericire, cu înțelegere, cu dragoste, cu iubire față de apropiați, de copii, nepoți, oameni mai vârstnici ai familiei, să existe o armonie, o liniște, o pace sufletească. Hristos a înviat! Din partea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, vă doresc un Paște fericit cu multă sănătate tuturor românilor din întreaga lume. Hristos a înviat! Fie ca Spiritul Sfânt al sărbătorilor de Paști să vă lumineze sufletele și casele. Paște fericit! Cu ocazia sărbătorilor pascale, urez tuturor consumatorilor vrânceni multă sănătate, liniște sufletească și numai bucurii alături de cei dragi. De Sfintele Sărbători Pascale, Administrația Pieților vă urează la toți românii și din țară și din străinătate multă sănătate, fericire și Hristos a înviat! Cel mai frumos dar pe care Dumnezeu l-a dat omenirii și este în prezent, este sănătatea, iubirea și moartea.
Toate acestea au dus la istoria credinței în Dumnezeu. Pentru acest lucru astăzi sărbătorim învierea Domnului Iisus Hristos. Pentru toți telespectatorii Atlas TV, pentru cei care mă cunosc, pentru toți tăranii din județul Vrancea, pentru cei care au credință în Dumnezeu și nu au credință în Dumnezeu, sau care au alte credințe, dar tot în Dumnezeu se bazează, le doresc să-și iubească familia, multă sănătate să le dea Dumnezeu, Hristos a înviat! E primăvară, e timpul să ne bucurăm de frumusețea lucrurilor care ne înconjoară, iar de sărbătoarea învierii Domnului să dăruim iubire celor dragi. Hristos a înviat și sărbători fericite! Lumina și căldura Paștelui să vă încălzească sufletele, să vă lumineze mințile și să vă deschidă inima spre iubire, spre credință și iertare. Firma Zanfir SNC, alături de Poli Calita, vă urează un Paște fericit, multă sănătate și tot ce vă doriți. Hristos a înviat! Centrul Medical Medeco vă dorește ca iepurașul de Paște să vă aducă numai bucurii, sănătate, prosperitate. Hristos a înviat! Sărbătoarea învierii a fost întotdeauna pentru creștini un prilej de împăcare și iertare, de a fi mai buni și mai înțelegători, un moment de a ne redefini și de a lua de la capăt. Ca reprezentant al firmei Aquacult SRL, sau așa cum ne cunosc cel mai bine vrâncenii al Bălții Mândrești, vă doresc fericire, sănătate, belșug, să realizați tot ceea ce v-ați propus și să-i simțiți pe cei dragi aproape, măcar de sărbători. Hristos a înviat! Remat Vrancea dorește tuturor furnizorilor și colaboratorilor, dar și tuturor concetățenilor, un Paște fericit și îmbelșugat, Hristos a înviat! Cu ocazia sărbătorilor pascale, grupul de firme Autosima urează tuturor angajaților, colaboratorilor, precum și tuturor celor care au avut și au încredere în serviciile noastre, multă sănătate, bucurii și un Paște fericit alături de cei dragi. Hristos a înviat! Vincon Vrancea vă urează Paște fericit și aduce pe mesele dumneavoastră, cu ocazia acestei sărbători, o gamă nouă de vinuri super premium, Ambrosio, care vă transmite un mesaj, satisfacție, bucuria și fericirea de a trăi. Hristos a înviat! Le doresc cititorilor ziarului de Vrancea, clienților și colaboratorilor noștri și tuturor vrâncenilor sărbători fericite și liniștite alături de cei dragi și le adresez tradiționala urare, Hristos a înviat! Doresc ca sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos să aducă în casele tuturor vrâncenilor, românilor, sănătate, liniște și pace și numai bine. Hristos a înviat! De aici, din Crama de Subtei, am bucuria să o transmit tuturor românilor din țară și străinătate, bucurii, sănătate, masă îmbelșugată, pace în suflet. Hristos a înviat!